Ministerul Afacerilor Interne anunța că autoritățile croate cer românilor un test negativ de COVID-19 pentru a putea pătrunde în această țară. Începând cu 1 decembrie, cetățenii care sosesc din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat, inclusiv România, trebuie să prezinte un test molecular PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 48 de ore anterior intrării pe teritoriul croat sau a efectorii unui test molecular după intrarea în Republica Croația, cu obligația de a intra în autoizolare până la primirea unui rezultat negativ. Măsurile sunt în vigoare până în 15 decembrie. Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități a fost marcată astăzi ca în fiecare an la această dată în centrele sociale destinate persoanelor cu nevoi speciale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, în semn de solidaritate și susținerea drepturilor acestora la o viață normală și independentă. Tinerii și adulții cu dizabilități aflați în grija instituției au participat la diverse activități tematice. Acestora le-au fost prezentate materiale informative cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, au fost organizate audiții de colinde, jocuri de societate și mese festive. Și, într-o zi atât de specială pentru ei, până și Moș Nicolae a sosit mai Repede, cu cadouri pentru fiecare. La sfârșitul trimestrului 3 al acestui an în județ erau 19.959 de persoane cu dizabilități, dintre care 2.296 de copii. În centrele sociale din cadrul DGSPC Maramureș sunt 401 adulți și 119 copii și tineri cu dizabilități. În contextul ridicării carantinei municipiului, două muzee din Baia Mare au anunțat deja că și-au reluat activitatea cu publicul. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș este deschis de luni până duminică între orele 10 și 17. Muzeul Satului Baia Mare, în schimb, își așteaptă vizitatorii de marți până duminică între orele 9 și 16. În timpul vizitelor, publicul este rugat să respecte setul de reguli sanitare impuse de autorități pentru prevenirea virusului.